O serie de activități profesionale și activități destinate publicului larg se vor derula în această săptămână în bibliotecile publice din municipiul și județul Cluj. Ce înseamnă Săptămâna Națională a Bibliotecilor ne spune Sorina Stanca, directorul Bibliotecii Județene Octavian Goga. Înseamnă, pe de o parte, activități profesionale pentru cei care lucrează în bibliotecile publice din județul Cluj și din municipiul Cluj-Napoca. Noi aici, la Cluj, avem un parteneriat excelent cu Biblioteca Centrală Universitară, cu Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie. În general, comunitatea profesională bibliotecară clujană e foarte unită și facem întâlniri cel puțin o dată pe an pentru ca să putem să ne punem împreună cunoștințele. Apoi înseamnă deschidere totală pentru public, începând de la cei mici, pe care îi așteptăm cu o sumedenie de activități la secțiile pentru copii, continuând cu adolescenții și apoi continuând cu persoanele active și încheind cu persoanele în vârstă. Activități, deci, pentru toate grupele de vârstă. Cum se descurcă Biblioteca Județeană Octavian Goga cu fondurile de achiziție de carte? Avem prin buget alocate fonduri separate pentru achiziția de carte. Din păcate, nu la nivelul la care legislația prevede, întrucât bugetul a fost limitat, dar noi avem o achiziție, aș spune eu, vânătoare de cărți. Nu se ocupă o singură persoană de achiziție, avem o echipă și în momentul în care ne uităm pe pagina de internet a editurilor și găsim oferte de preț scăzute, profităm de ele. În această săptămână la Cluj se desfășoară a 16-a ediție a Târgului de Carte Gaudeamus. În ce măsură Târgul de Carte ajută bibliotecile publice în stabilirea de noi contacte și contracte în ceea ce privește achiziționarea de carte? Noi lucrăm cu editurile de foarte multă vreme. Ideea de noi contracte probabil că va apărea în măsura în care editurile au o ofertă specială. Dar pe noi ne ajută Târgul Gaudeamus și chiar vom participa și ne-am mobilizat pentru partea de oferte care editurile le aduc. Și e foarte important să vezi cartea, nu să vezi doar o listă de titluri. Ați ascultat-o pe Sorina Stanca, directorul Bibliotecii Județene Octavian Goga. Astăzi la bibliotecă a început derularea proiectului Agora Culturală la Biblioteca Ta, un proiect inițiat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, finanțat în cadrul programului de diversitate culturală din fonduri norvegiene în cadrul spațiului economic european. Participă la acest proiect 4 biblioteci județene din municipiul București, respectiv din județele Cluj, Sibiu, Brăila. Ioana Crihană ne oferă detalii. Beneficiind de expertiza partenerului norvegian, bibliotecarii din sistemul public de biblioteci vor deprinde utilizarea unor software-uri de editare video, prin intermediul cărora vom reuși să capturăm niște povești relevante, sperăm noi, despre diversitatea culturală a diferitelor comunități etnice reprezentate în România. Acest training de povești digitale va avea două componente, respectiv un training pentru instruirea bibliotecarilor formatori, care vor deveni facilitatori pentru o serie de ateliere de povești digitale pentru comunitate. În această săptămână, practic pentru 5 zile, ne vom exersa abilitățile tehnice, dar și de gândire creativă și vom produce peste 50 de povești digitale reprezentative pentru comunitatea clujeană și nu numai. Ați ascultat-o pe Ioana Crihană, directorul executiv al Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, promotorul programului Agora Culturală la Biblioteca Ta.